Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou episod din The Planet Crafter. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul. Afară plouă. Nu și în realitate, din păcate, în realitate avem temperaturi foarte, foarte mari. O chestie, s-ar putea să fiu un pic mai... mai puțin energic și asta pentru... Bă, plouă înăuntru! What the fuck? Bă, what? What? Plouă înăuntru! Mamă, n-am construit bine treaba asta, bă, tată. Măcar aici plouă. Aici unde trebuie nu plouă. No, s-ar putea să am un pic mai puțin energie pentru că am fost amdonat sânge astăzi și nu sunt tocmai super fresh. Vă voi arăta în prima parte a acestui episod ce am mai făcut, ce am mai realizat, iar apoi în a doua parte voi vrea să mergem în direcția respectivă, să vedem ce avem de făcut sau alternativ să facem niște... Alternativ să mai facem niște lucruri pe care putem să... care să ne accelereze practic evoluția. Și unul dintre lucruri pe care chiar vreau să le facem înainte de a ne plimba un pic este să creăm un butterfly dome. Asta pentru că s-au deblocat niște lucruri cât timp eu am mai făcut pe aici colectare de resurse și m-am plimbat pe hartă pentru că mai trebuie să fac asta și în off-camera. Și am primit, după cum urmează, am primit un butterfly dome pe care voi vrea să-l facem. Am mai primit beehive-ul, aveam, și am mai primit niște rețete de copaci ca să facem mai mulți copaci, așa că va trebui să folosim și niște tree spreaders. Asta ca să ne ocupăm în continuare. Aici am rearanjat un pic partea de energie pe uraniu și am pus niște bare frumoase aici delimitatoare ca să nu cad. Oricum nu prea am eu ce căuta prin spate pe aici, va trebui să mai vină încă 1, 2, 3... Încă 3 reactoare aici, iar apoi vom merge pe partea cealaltă. Mamă, câte larve au apărut după ploaie, uitați-vă un pic. Wow. Da, mă rog, nu prea avem ce să facem cu ele acum pentru că am suficiente. Pe partea asta am creat zona de hitere, dar pe care încă nu am terminat-o. O să vreau să mergem un pic cu ea cam până tot așa. Și asta să fie zona de reactoare, iar aici să fie zona de hitere. Nu o să fie toată zona de hitere, o să fie probabil undeva până aici. Iar de aici mai departe, cam de aici mai departe, mă voi extinde cu reactoarele pe uraniu până când facem rost de energie nucleară. Am pus balustrade pe aici pe toate părțile, la fel și, op, și acolo, ca să fie cât de cât frumos. Am mai aranjat un pic pe aici treburile, cât să înceapă să semene cu o bază. Am închis aici peretele, nu cred că observați, dar am închis aici peretele și am mai pus încă 3 chesturi pentru că am foarte multe lucruri pe care nu am unde să le pun. De exemplu, cuarțul, pulsar cuarț este full, așa că am pus aici încă un dulap pentru toate celelalte tipuri de cuarț pe care le mai găsesc. Aluminiu avem un puțin, dar n-am găsit. Avem însă foarte mult foarte mult super aloi. În același timp am rămas și fără baterie la mouse. Așa, bun. Așa că m-am extins un pic și cu super aloiul pe aici. Deci din ce n-aveam, acum am mai mult decât trebuie. Și cam asta am făcut. M-am mai plimbat, am găsit acolo, am găsit niște super aloi, destul de mult în cazul în care vă interesa. Bun, hai să ne apucăm să facem un lucru foarte important și anume să facem butterfly dome-ul. De asemenea, vreau să mai punem niște drill-uri acolo. Și dacă tot punem drill-uri, o să mai vreau să punem încă un aparat din ăla care le creează, le boostează presiunea, pentru că aparatul pe care îl avem este suficient doar pentru 5 drill-uri și noi avem deja, cred că 7-8 drill-uri, așa că vom avea nevoie de un machine optimizer pe care îl avem aici. Va trebui să facem 2 explosive powder. Explosive powder care merge cu sulf și cu iridium, as far as I remember. Bă, dar nu mai țin minte sigur, așa că vreau să vedem un pic acum. Da. Bun, am mai deblocat high quality food din honey și beans, care ne dă 90 de restored health, ceea ce e foarte bine. Și asta putem să-l facem honey, luăm de aici pentru că avem albinuțe și din când în când se mai creează câte un honey. Hai să și facem un high quality food, foarte simplu, punem aici, luăm un bean, iar apoi mergem frumușel și facem un high quality food. De ce nu? Să-l facem să fie. Bun, apoi,
acum de iridium, nu mai am nevoie. Îl punem aici. Apoi luăm două d-astea și un cobalt și un uranium rod. Voi mai avea iridium, uranium rod, nu prea mai am, dar lasă că o să facem și excavarea de uraniu, cât uși de curând. Bun, o să punem și în optimizerul tot acolo. Și o să mă extind în zona asta. Deci avem 1, 2, 3. Câte avem aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci ar mai trebui să punem încă 2 și să le pun, uite, să punem machine optimizerul, uite, aici. Bun, deci o să punem machine optimizerul, uite, aici. Uite, așa. Apoi, bineînțeles că nu am pressure. Na. De pressure optimizer, pressure booster ăla. Iar apoi va trebui să facem 2 drilluri. Ok. Partea bună este că am toate materialele, că le-am găsit. Așa că o să meargă foarte, foarte bine toată situația. Mergem frumoșel, frumoșel. Ce ziceam? Avem nevoie la tech în primul și în primul rând. La tehnologie avem nevoie de, nu heat, ci de pressure multiplier. E bine că mai avem încă unul, încă două chiar. Nice. Avem și la hit putem să facem, dar mai încolo. Luăm super aloi de aici. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da? Și apoi mergem frumos la osmium. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bun. Și apoi mergem. Mergem frumos. Și facem aici ce trebuie să facem. Și anume încă două drilluri, ca să creștem un pic terraformation indexul mai repede, că vreau să deblocăm super alloy rodul și cu teleportatorul. Bun, l-am pus pe ăsta aici, așa că punem nebunia asta aici și apoi o să vedem unul aici și unul aici. Bun, da? Bine. Păi, un drill. Uite, așa. Și încă un drill. Ia. Nu, nu, uite așa. Uite așa. Bun. Și le-am pus pe aici așa, nu trebuie să fie ele foarte frumos. Momentan trebuie doar să facă, trebuie să facă terraformation. Bun. Acum că am făcut și chestia asta, hai să ne ocupăm de Butterfly Dome. Ne ocupăm de Butterfly Dome și avem nevoie de un copăcel, un dola de am și două fertilizatoare, dar cred că tier 2 fertilizer, nu? Da. Oare am vreunul? Era fertilizator aici. Am unul și mai am nevoie de încă unul. Va mai trebui să iau un copac. O să iau un copac. Trebuie să iau zeolite. Zeolite-ul este acirișa. Uite-l aici. Două super aloi. Totul se face cu super aloi acum și încă un fertilizator tier 2. Tier 2 avem un fertilizator, adică 3 alge, un sulf și 2 eggplant. 3 alge, un sulf și 2 eggplant. Mergem să luăm și sulful imediat. Aoleu, uite așa, bun. Apoi facem un fertilizator, apoi avem nevoie alge, squash și 2 metain. Alge, cred că atât, squash, bă, n-am squash, fiți atenți. Squash și 2 metain. N-am squash. Așa că, țup, țup, țup. Partea bună că avem tier 2 este că... Hai să facem așa, în primul rând, metain, una, două, și apoi mergem la food seeds, luăm un squash și îl punem aici așa. Uite așa, o să mai umplu eu aici și o să mai lucrez și la zona de food growere. În momentan nu am mai apucat, nu e nicio problemă, o să fac eu în off-camera, că e mult de lucru în off-camera oricum. Am ce să fac. Shrooms nu, dar punem, bă, nu mai am eggplanturi, what the fuck, serios? Bă, nu mai am apărea, nu știu de ce, era buguit. Bun. Așa, și așteptam să se facă și celălalt ca să putem să facem și Butterfly Dome-ul.
33%, hai că e bine. Întrebarea e, unde facem butterfly? Eu mă gândeam să-l facem, uite, aici. Prin urmare, dacă mă gândeam eu să-l facem, uite, aici. Noi tragem și... și un pic de iron și de platformă ca să stea el frumos. Ia să vedem. Și îl facem, uite, așa. Țup. Și facem pam, pam. Și apoi pam. S-a prins bine, s-a prins bine, dar de unde? Că nu se prinde bine. Așa. Uite, așa. Și așa, și așa, și așa. Nu știu exact cât de mult o să fie, așa că o să încerc să estimez un pic. Cam așa mă gândesc eu că o să fie. O să-l pun oricum lipit, o să se lipească. Așa că ăsta și cu ăsta nu cred că o să fie cazul de ele. Însă s-ar putea să fie cazul de ele, uite, aici și aici. Așa că ia să vedem un piculeț. S-o fi făcut, mă? 42%. Bine, mă, că merge atât de greu. Uite cât de... celelalte merg ușor, ăsta merge greu, așa. Greu speed 1.1. Bun. No, bine, până facem chestia asta, hai să vedem, avem un tier 3 extractor și să vedem dacă putem să-l și folosim. Unde este? Uite-l aici. Osmium rod și încă nu avem osmium rod, prin urmare o să vreau să facem o treabă și anume, unde e, mă? Map construction. Asta. Bun, nu vreau să fie, vreau să le am pe toate aici, pentru că o să am nevoie de tier 2 ore extractor. Pe care să-l ducem la uraniu, pentru că de uraniu... uraniu nu pare am și am nevoie de uraniu. Și uranium cave este acolo. Iar pentru asta... Așteptăm. Suntem la 46% până la oxigen. Aoleu, 49%. Bun. Păi mergem. Mergem să facem chestia asta. Deci, un tier 2 pe uraniu. Nu o să scoate numai uraniu, din păcate, dar aia e. 3 osmium, un super alloy rod. 1, 2, 3, 4 multe și cu un silver. Un super alloy rod, bun. Mai am încă două super alloy-uri pe care le punem aici. Apoi, 2 iridium rod și 3 osmium. 1, 2, 2 iridium rod și 3 osmium. Bun. Și acum oare l-am? Îl am, bun. Mergem frumos, bem un pic de apă și apoi mergem să facem la Uranium Road, acolo la Uranium Cave. Mergem să montăm un farmer de ăsta ca să extragă uraniu, pentru că nu am uraniu și în momentul în care o să am și drone, o să fie cu atât mai bine. Mergem noi acum frumos, frumos. Ușa dubioasă. Ușa dubioasă, cred că... cât avem? 13 minute. Hai, mă, că avem timp la ușa dubioasă. Au trecut doar 13 minute? Păi atunci facem așa, fraților. Punem uranium, facem butterfly-ul și apoi mergem la ușa dubioasă. Că teoretic n-ar trebui să dureze foarte mult, că e doar parte din poveste și să vedem ce avem pe acolo. Și mergem la ușa asta dubioasă, care este parte din poveste. Luăm cheia dinăuntru și după aceea. Bun. Uranium Cave. Aici pe undeva. Eu m-am luat cu vorba și mergeam de parte. Uitați-vă un pic totuși ce frumoasă este zona asta. Este superbă. Acolo mai avem o bubuială, dar pe care cu o altă navă în care o să ne pierdem, dar nu face, nu mergem momentan acolo. Păstrăm aia pentru un alt, un alt episod. Oare avem ceva în cutia asta? Interesant? Absolut nimicul. Bun. Atunci mergem frumos la Uranium Cave, care este acilișa. Ia uitați. Bun. Și o să merg și o să pun un... uite aici o să pun un Tier 2 Extractor. Și... țup, țup, uite așa. Normal că nu am energie,
Așa. Dar e bine că avem. Iar acum mă voi duce să fac... Dar n-am uraniu ca să fac încă o bucată de energie. Of. Hai că mă uit descurca eu cumva. N-am descurcat noi. Găsim ceva pe aici, poate găsim niște... Nimic. Poate găsim niște lucruri ca să mai găsim... De fapt, mai găsim niște uraniu pe undeva. Mă gândesc eu, sper eu așa. De, da, nu știu câtă bază să-mi pun în treaba asta. Low power, low power, da, știu. Uite, mai luăm niște iron să fie. Oricum, nu mă opresc pentru ăsta acum. Mergem frumușel aici. Oare poate găsesc ceva aici? Am eu noroc cu ăsta? Absolut nimic. Bun. Mergem mai departe. Asta este o peșteră pe care cred că o cunosc. Asta este ceva ce n-am nevoie. Încolo avem ceva? Absolut nimicul. Bine, pe mergem mai departe, mergem prin peștera asta, dacă găsim ceva interesant, bine, dacă nu, aparent nu găsim. Avem aici, am găsit bacteria sample, fertilizer, circuit board, hai că am găsit ceva. Bă, pe ăsta nu știam aici. Voi vedeți? Ia uite, ce am mai găsit? Am găsit aluminiu, poate aici putem să facem de un aluminiu? Ce ziceți? În peștera asta? Că pare că pe aici se găsește aluminiu. Ha! Ia să vedem. Cum facem un... Nu mai avem loc oricum în inventar, dar cum facem un... marker. Uite așa, un beacon. Titanium și silicon. Țup. Un titanium, găsim ăsta silicon, găsim aici și titanium, uite aici. Și punem frumos, uite așa, punem aici un beacon în care scriem aluminium cave. Poate, nu știu. Și culoarea se schimbă în alb. Poate, cine știe. Acum le iau pe astea înapoi. Aici nu mai găsesc nimic. Era, uite cât de aproape era, dacă știam. Bun, mergem înapoi că nu mai avem curent și nu mai producem nimica. Avem 19,46 GTI, dar nu mai producem nimic. Suntem foarte aproape de 20 GTI și dacă nu mă înșel la 25 GTI avem... Uite, astea s-au stins, nu funcționează, că n-au energie. La 25 GTI avem teleportatorul. Bun. Nu bine, acum că le-am făcut pe ăstea... Asta a crescut 65%. Naa. Punem iron-ul aici. Punem aluminiul aici. Fertilizatorul ținem cu noi, mâncarea o ținem. Ia, mă, hai să mâncăm. Am mâncat. Așa. Bun. Apă. N-am nevoie de apă neapărat acum. Hai să bada, o să am nevoie. Avem nevoie de 3 uranium rod și nu cred că avem 3 uranium roșii, nici uraniu n-am suficient. Am 2. Și la uraniu, ba da, cred că avem. Cred că avem suficient. Deci le avem pe astea 2, le avem și pe astea. Mai tragem de un uraniu. Suntem la limita limitelor. Avem 2 uraniu, 2 bucăți de uraniu, așa. Uite, le punem pe astea 2, apoi un explosive powder și 3 sticle cu apă. Știam eu că am nevoie. 3 sticle cu apă, 2 bucăți de iridium și o bucată de sulf. Ca să facem și un explosive powder. Așa, și acum teoretic aș avea loc de încă una. Bun, hai să mergem să mai facem încă o bucată de energie ca să avem, oricum. Aparent consumăm la energie în nemernicie. Când ajungeau mie panourile la solare, acum nu mai ajung toate astea 9 centrale. Și acum o să avem 10 centrale. Uite așa. Și mergem frumos. Uite așa. Bun. Gata. Power restored. Tot e la 66%, da? Și mai avem nevoie de un un super aloi. Partea bună e că super aloi mai am încă. Încă. Nu o să mai am foarte mult timp, dar mai am încă. Pentru Butterfly Dome.
Circuite. Deci la tech aici o să-l pun pe ăsta pentru că nu am nevoie momentan. Explosive powder nu am, nu avem pe aici. Quartz. Unde, doamne iartă, mai erau circuit board. Da, aici n-am. Uite, avem fix de 1. Bun, fertilizatorul era aici, îl punem pe ăsta, uite așa, că n-am nevoie de el. Mai avem, am nevoie de 1 însă, ba da. Dar am nevoie de ceapa asta, care e la 71% și stau după ceapă. Dacă tot stau după ceapă, mă tot plimb pe aici pentru că avem ce să facem, vă zic. Food seeds, punem pe asta aici. Și ne pregătim să... Hai să mergem un pic să vedem la Uranium Cave, să vedem ce avem acolo. Și va trebui să pun astfel de extractoare, dar mi-ar plăcea să am extractor tier 3. Ca să, că extractorul tier 3, spre deosebire de 2, din câte am citit, are capacitate mai mică, dar îți permite să selectezi tu ce vrei să extragă. Ceea ce ar fi foarte, foarte bine, că aș putea să pun peste tot exact ce am nevoie să-mi extragă. De exemplu, aici nu vreau să-mi extragă toate mizeriile, vreau să-mi extragă numai anumite lucruri. La... În altă parte aș putea să le fac, să pun un extractor care să facă extracție de toate și lângă unul să fie unul numai de aluminiu și să creeze super rod, iar mai apoi să duc dronele să-l ducă înapoi. Nu știu exact cum funcționează dronele, dar mă bănesc că așa funcționează. Hai să vedem aici exact ce se întâmplă. Vedem. Alea oricum e un pic mai în late game. Avem uraniu. Uite, vedeți? Dar avem și siliconul ăsta. O să-l iau siliconul, că am nevoie de el. Dar în rest mi-aș fi dorit să extragă numai uraniu. Și avem aici. Am văzut o cutiuță. Hai mă. Hai, uite așa. Bun. O cutiuță în care luăm numai aeronul de aici, că altceva nu avem ce să luăm. Și ne întoarcem. În speranța magică că poate la un moment dat, aici nu găsim nimic interesant, că poate la un moment dat vom avea și noi acea freaking ciupercă. Acolo avem quartz. Nu vă mai uitați, avem quartz, silicorul ne ajută foarte mult că se fac barierele. Am farmat la silicon de mi-a venit rău. Vă zic sincer. Deci ce farmam eu înainte, căutam numai... Iron, acum caut iron și silicon. Pentru că se consumă foarte mult, dacă vrem să arate frumos locația noastră, nu? Nu o să mai stau acum, o să culeg tot în off-camera. Cine ar fi crezut că o să stăm atât de mult ca să facem prostia asta de Butterfly Dome, ca să avem fluturaș peste tot. Na, aia e, am vrut fluturaș, futuraș primim. 400%. De ce nu? Că o să avem nevoie să punem acolo. Și va trebui să-mi fac și un coș de gunoi pentru că am strâns foarte multe mizerii de tier 1 pe care nu le mai folosesc, gen de-astea de flori, semințe de flori care sunt de 100% sau 120%, ceea ce e neplăcut. Hai să mai luăm și ăsta. Oxigen, de oxigen în curând nu o să mai avem nevoie, deci dulapul ăsta o să prindă loc de metan cel mai probabil. La flower seeds. Uite aici, îl punem și pe ăsta, la copac n-avem treabă. Și acum îmi zici și mie, te rog frumos, că avem o ceapă. 92%, nu pot să cred așa ceva. Deci n-ai cum să fii în halul ăsta, uite așa. Na, silicon aici nu mai avem, că avem titanium, avem silicon aici, bun. Apoi iron aici. Iridium aici. Bă, stai-mă un pic, dar eu stâmpitare. Am stat să fac al doilea, că eu de fapt aveam nevoie numai de un fertilizator tier 2 și un fertilizator tier 1. Oh, ce deștept sunt. Bun, hai să punem Butterfly Dome-ul aici. A? Reușim? Uite așa. Bun, și l-am pus aici. Și l-am pus așa. Am aproximat destul de bine. Ăsta n-a fost aproximat totuși foarte bine, așa că o să-l pun, uite așa. Și la fel și aici și o să-l pun, uite așa. Și apoi o să le pun și aici,
Că nu cred că o să mai meargă după. Stau să mă gândesc, ia. Butterfly Dome. De ce? A, că n-are aici? Oh well. Hai că lasă le fac eu pe aici. Aia e, mai am nevoie de niște chestii. Umplem acel gol din inima noastră. Uite așa, țup, țup. Hai, iau mai multe, nu mă zgârcesc acum. Mă zgârcesc fix acum la final. Băi, dar plouă în casă și mă enervează. Voi, ați văzut, bă, că plouă în casă. Una, două, trei, patru. Na, gata, hai. Cât mai ceri. Și avem Butterfly Dome-ul. Uite așa. S-a lipit? S-a lipit. Este la fel? Nu este la fel. Se intră acolo, bun. Deci trebuie să o punem pe partea asta. Dar de ce nu mă las acum? Ha. Acum nu mă mai las. Uite așa. Ia să vedem. Acum e mai strâmbă. E și mai strâmbă acum. Și intră pe acolo. Și nu vreau să intre pe acolo. Vreau să intre mai încoace. Așa. Ia să vedem. Intră bine? Deci intrăm de aici. Mergem drept. Și apoi avem fix așa. Minunat. Deci avem fluturaș. Bun. Iar apoi avem nevoie de o ușă. Titanium și silicon. Da, bun. Dar n-avem apă. Nu-i nicio problemă. De asta o avem pe asta aici, ca să bem în cazul în care avem nevoie. 27 de minute și n-am ajuns încă unde mă interesa. Super tare. Da, na, trebuia să facem și asta și a fost greșeala mea că ne-am plimbat un pic. CSF, n-ai CSF, punem ușa la intrare. Uite așa, aici cădem că așa se întâmplă. Fiți atenți acum ce o să se întâmple și mai interesant, că nu o să meargă să putem să punem aici, așa că... Uite așa. Ce mă enervează sistemul ăsta. Chiar mă enervează sistemul ăsta, n-avem ce să facem însă. Chiar e enervant că nu merge. Câteodată nu merge. E buguit că vrea. Uite. O să vrea, da. Bine, acum cred că e strâmb. Că trebuie să vină, uite așa și... E buguit. Uneori nu vrea. Uite, și dacă intrăm așa acum, e fix drept frumos. Bun. Da, na, așa se întâmplă. Și aici trebuie să facem cumva să... Nu cred că aici iar... Bă, nu, n-ai cum. N-ai cum să pățești lucrurile astea. Dar aici de ce nu mă lasă? Ha. Aici chiar nu mă lasă. E prea jos, o fi prea jos. Că e iarbă pe aici. Da, aparent este prea jos. Ce să facem? N-avem cât să fă. Aia e, le facem pe aici pe toate. Uite așa, și aici la fel punem în ambele părți. Că cine știe, mă? Ia, iar nu o să meargă acum asta. Ați voi liniștiți că nu o să meargă din prima, că dacă mergea din prima... Nu e aici. Ia. Așa, și acum tragem și de o ușă.
Și bineînțeles că nu-i bine, v-am zis. Pentru că trebuie să fie un pic, aici trebuie să fie ușa. Fuuuui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 u
Numai, ușa trebuie să fie, uite așa, aici. Fucking shit. Gata, într-un final. Eu zic că e bine. Aici avem cât trebuie, aici avem. Aici ce se vede, se vede și n-am ce să fac. Of. Că nu pot, nu mă lasă să pun aici. Aaaa. Trebuie să pun ceva aici, să ascund. Că nu mă lasă să o pun mai încoace. Hey, oh well, vom vedea. O să văd eu cum acoper zona asta. O să pun ceva acolo frumos. Bun, dar v-am promis că facem ceva, așa că vom face ceva. Și anume, metainul punem aici. Nu mai am loc. Mai păstrez unul la mine, că n-avem ce să facem. La tech luăm cheia. Și apoi punem bacteria simple și ce mai avem nevoie. Le punem la loc ca să avem inventarul cât mai gol cu putință. Alge aici. Bacteria sample aici. Mâncare avem. O să mai mănânc eu ceva un pic. Că astea se fac repede până ajung eu înapoi. Se fac. Oxigen am nevoie însă. O, doi. Avem unul aici. Și o să mai am nevoie. 1, 2, 3, 4. Hai. 5, 6. Facem suficient oxigen să fie. Dacă ați rezistat până la final, atunci... Kudos vouă. Că... Mergem să vedem care-i treaba. Ce să facem? Aie, chiar nu știu ce moftică, o să iasă aiure acolo. Că nu știu ce pot să pun acolo. O să pun... O să încerc să mut un pic. Cred că o să mut totul, să știți. Cred că o să mut un pic Butterfly Dome-ul. O să-l mut în un pic mai în spate. Astfel încât să pot să pun acolo ceva. O să trească să investighez un pic zona aia, că nu știu care-i treaba cu ea. Partea bună că este la minus 0,7. Suntem foarte, foarte aproape de a nu mai avea nevoie de oxigen. Dar nu pot să vă las până atunci, pentru că v-am promis în episodul ăsta că o să facem treaba asta. Așa că, de bine de rău, trebuie să-l fac. O să intru un pic aici, cât să mai iau un pic de oxigen. Așa. Aici mai am chestii. Bun. Și apoi mergem frumos la ușa dubioasă. Bă, ci că trebuie să beau... Ci că trebuie să beau apă. Și eu n-am apă pe aici, prin jur. Hai că vedem, intrăm frumos aici. În peștera aceasta dubioasă. Sunt curios ce se poate farma de aici. Aici n-avem nimic interesant. Și am ajuns, uitați-vă aici. Da? Și avem ușa, uite pe aici pe undeva, ia uite-o. F2. De fapt facem așa, ia fiți atenți. 3. Așa, am făcut eu ceva, un screenshot acolo. Hai să punem. Warden key și se deschide ușa. Cam în larva. Și am ajuns aici. Și coborâm. Și mai coborâm un pic. Și aici nu pot să folosesc jetpack-ul. Deci trebuie să mergem pur și simplu. Și ajungem aici. Așa, unde bineînțeles că o să mă întorc la voi și o să fac un 3. Așa. Uite așa. F2 și dacă pun un F... Așa, mă. Ia uite ce frumos. Bun, gata, hai să mergem să vedem ce avem aici. Mergem în stânga sau dreapta? Hai să mergem în stânga, unde am găsit cheia pentru următorul. Uite așa. Am găsit cheia pentru următorul următorul loc în care vom merge. Bun. O luăm? Am luat-o.
scrie ceva pe aici, nu scrie nimic. Și cred că vom merge în cealaltă parte ca să aflăm povestea mai departe. Pentru că sunt sigur că vom găsi și aici o poveste. Mă lasă! Ziceam că nu mă lasă, dar mă lasă. Mamă, cât a deșertul aici, este o peșteră imensă. Uitați-vă un pic ce avem aici. Fai de capul meu! My God! Ce avem aici? Doamne, F12, voi vă dați seama câte poze facem acum. Se poate? S-o putea intra pe aici? Nu se poate intra, nu cred că sunt... Aici mai avem o cheie. Am luat și a doua cheie. Ia. Se intră, bă, se intră. Tași că se intră pe aici. Ei, n-avem nimic. Dar se intră. Am putut să intrăm pe aici să vedem exact care-i treaba. Nimic aici. Oare pe aici? Wow. Nice. Trebuie să urcăm cumva. Așa, pe aici nimic. Și cred că va trebui să urcăm pe acolo. Mamă, cât de mișto e. Fraților, dacă ați rămas până aici, sunteți top. Și uitați-vă ce puteți să pierdeți. Dar n-ați pierdut că ați rămas până la final. Bine, puteam să urc și pe aici, dar nu era la fel de frumos. Mamă, ce au făcut ăștia aici. Vă dați seama că ăsta e o civilizație aici care a fost înaintea noastră. Wow. Wow. Aha. Vreau să merg aici. Read message. Orbital drainage defense device observation log. The device is working as intended and our tests are conclusive. If the ones calling themselves humans ever approach this planet, it will drain their ships of energy and prevent them from communicating. Our presumption is that the device will effectively reduce their efforts to approach this part of the infinitude, leading them to spread elsewhere if they continue to do so. Our calculations are conclusive. This will give us at least few hundred years of quietude. Deci ăștia au făcut practic un dispozitiv, o armă ca să scadă energia navelor pământene, astfel încât oamenii să nu ajungă pe această parte a insulei și ca să o populeze. Hey, jokes on you, că am ajuns eu. Bun. Și aici ce facem? Nu știu ce se întâmplă cu această... Ăsta e device-ul, bănuiesc. Dar eu pot să fac ceva cu el? Nu cred că pot să fac nimic cu el aici. Bă, ce bine că avem oxigen suficient. Wow. Pentru că altfel... Bun. Și asta e tot? Asta e doar parte din poveste? Că n-avem ce să facem, cred. Și trebuie să mergem în cealaltă cameră... ascunsă, ale cărei coordonate le am. Dar la care n-am fost. Bă, interesant. Păi ca că nu găsim nimic pe aici. Asta e doar parte de poveste așa. Dar foarte interesant. Nu cred că puteam să facem ceva. Învățăm un pic despre treaba asta și mergem apoi înapoi acasă. Și după ce ieșim o să vă urez eu toate cele bune, sănătate, virtute. Să trăim, să avem ce mânca și ne retragem în glorie. Asta a fost episodul de astăzi. Am făcut niște lucruri. O să mai fac eu un pic la Butterfly Dome și vă voi arăta în episodul următor mai exact ce am făcut. O să păstrez ușa dubioasă aici pentru că mai mult ca sigur va fi... Nu mai pot să-l iau acum. E blocat, dar mai am încă două, ceea ce e foarte bine. Bun. Că poate cine știe, face parte din poveste și ne mai întoarcem pe aici. Vă mulțumesc, dragilor, foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel. Lăsați-mi un comentariu, mă ajută foarte, foarte mult la a crește acest canal. Dacă vă place seria, eu am fost Cosmin, rămâneți cu bine, salutare!